de dimineață, ne ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața! O cafea, am uitat să pun zahăr în cafea, așa că este mai amară. Nu mai vorbesc foarte mult pentru că vreau să fie o emisiune cât mai interactivă și cu multe subiecte discutate. Invitat în platou, domnul Andrei Carabelea, primarul municipiului Piatra Neamț. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața și dumneavoastră și telespectatorilor care ne urmăresc. Și o cafea dulce le dorim tuturor, sau măcar să mai îndulcim amarul, dacă se mai poate. Mai pune miere, uite, o să cer eu miere în direct, să-mi aducă cineva niște miere. A mea e suficient de îndulcită. Da. Domnul primar, eu zic să începem așa, de la început. V-am urat bine, ați venit bine la noi? Foarte bine. Evident, înainte de a ajunge la dumneavoastră, am făcut o scurtă trecere prin piață ca să văd cum stau lucrurile acolo și încă mai sunt pași de făcut ca să fie lucrurile bune aici, inclusiv pe cel mai recent proiect care vizează piața, cel cu taladele sociale, unde parcă de fiecare dată când vin e ceva ce nu e cum îmi doresc eu, dar o să ajungem și acolo. Deci este vorba de niște tarabe pe care cei care vând produse puține, da, să nu plătească... Sunt gratuite pentru bătrânicile, băbuțele care au crescut ceapa pe stratul din spatele casei. Asta este o blasfemie, domnul primar. Cum să nu plătească nimic în piața centrală? Se poate, să știți. Sunt 6 tarabe care chiar funcționează. Da. Și astea unde sunt, înăuntru sau în afară? Sunt 3 înăuntru și 3 în afară. Ce discuție am avut în dimineața asta cu domnul administrator al pieței a fost că mi-a explicat că aceste tarabe sociale sunt flexibile, se mută dintr-o parte în alta. Și am zis, nu, trebuie predictibilitate. Trebuie ca băbuța să știe unde să vină, care este taraba unde poate să-și pună marfa fără să o întrebe nimeni ce e cu ea. Și ele trebuie să fie fixe. 3 în piață, ca să fie, să avem 3 acoperite și 3 descoperite afară. Eu nu vreau să discut subiectul pieței foarte mult astăzi, dar vă sugerez să vedeți dacă băbuțele respective nu se transformă în comercianți în timp, care profită de faptul că mai pot folosi o tarabă. Eu sper să nu aud așa ceva. Eu cred că administratorul pieței știe bine despre ce presupune acest proiect și n-aș vrea să aud. Nu cred că e o chestiune care ține de neapărat de administratorul pieței. Cu siguranță el știe cine sunt comercianții, producătorii care vin în piață și ar trebui să existe un istoric. Un istoric ar trebui. Istorici. Atâtea istorii sunt încât am putea să scriem un manual. Domnul primar, nici nu știu cu ce să încep. Eu aș începe pentru că am eu mania asta a persecuției cu împrumuturile pe care le are municipiul Piatra Neamț. S-a aprobat, sau mă rog, urmează să aprobe, nici mai știu. Am văzut un proiect de hotărâre și a fost ședință, nu? Ședința extraordinară. Aprobat noile condiții. Noile condiții pentru credite. Da. Dincolo de partea aceea tehnică și tabele și ce este acolo, explicați-mi și mie, ca să pot înțelege și eu și cei care ne urmăresc, ce câștigăm din această renegociere a creditelor. Deci, până luni, până lunea aceasta, când am aprobat prin hotărâre de Consiliul Local condițiile, o variantă de lucru pe care am discutat-o cu conducerea BCR, avem 2 credite la BCR, care până luni aveau următoarele costuri. Robor la o lună, creditul mare, plus 3% marja, plus comisioane de 0,35%. Creditul mic, care de altfel nu știu de ce îi se spune mic, că tot mare e, este... Depinde din ce parte a creditului privești. Exact. Sau în ce parte a creditului ești. Era în următoarele condiții, cu următoarele costuri.
robor plus robor la 6 luni plus 2,9% plus 0,19% comisioane. După ce în decembrie ne-am acceptat și am văzut că a scris despre acest subiect și acum că mi-am adus aminte, aș vrea să clarific și acea problemă. În luna decembrie, după mai multe întâlniri cu domnul prim-ministru Ludovic Orban, am reușit să obținem un ajutor de, și cu domnul Florin Cățu, care era ministrul finanțelor pe atunci, ulterior a devenit prim-ministru imediat după acea decizie, hotărârea guvernului. Am primit de la guvern, de la fondul de rezervă al guvernului, 5 milioane de lei. Acești bani i-am folosit pentru a reduce datoria publică a municipiului, care la acea dată, în decembrie 2020, era de 35%. Acesta era gradul de îndatorare al municipiului. Apropiindu-se sărbătorile de iarnă, am contactat personal pe directorul executiv al BCR și pe președintele BCR, cerându-le concesia, prin convenție, municipiul, orice plată anticipată pe care municipiul o făcea din veniturile proprii către BCR, reducea dobânzile capitalizate. Deci nu se scădea din sold. Haideți să vorbim altfel, ca să înțeleagă toată lumea. Plata se făcea la suma principală a creditului, nu la dobânzi. Nu, la dobânzile capitalizate. Doar la dobânzi capitalizate. Doar la dobânzi. Aproape 20 de milioane aveam dobânzile capitalizate la BCR. Alea nu sunt purtătoare de dobânzi și de comisioane. Ele sunt o sumă fixă. Și banii care îi plăteați mergea lunar. Așa. Dacă făceam plăți anticipate, din 20 de milioane de lei dobânzi capitalizate, suma fixă, care nu intră neapărat în calculul costurilor la credit în momentul de față, ele se rambursează lunar. Dacă făceam o plată anticipată, mergea acolo, în loc să meargă la creditul principal. Până la acoperirea integrală a dobânzilor capitalizate, orice plată anticipată se scădea exact de acolo. Exact ce vă spuneam. Deci în loc să meargă acolo, da, banii se duc la creditul principal, la trunchiul principal al creditului. Da, adică banca își securiza veniturile și costurile pe care le avea de încasat din creditul, împrumutul pe care l-a făcut municipiul acum aproape 20 de ani. Ei, având după discuții la nivelul conducerii BCR, au acceptat să ne scadă acele 5 milioane de lei din sold, din principal, astfel încât impactul total a fost de aproape 6 milioane și jumătate. Deci cu 5 milioane de lei am achitat aproximativ 6 milioane și jumătate. Am redus datoria municipiului cu aproximativ 6 milioane și jumătate. După ce am avut acest rezultat, am convenit cu conducerea BCR, cu domnul președinte și cu directorul executiv, poate putem să ajustăm costurile pentru că avem nevoie de această gură de oxigen, întrucât această presiune financiară ne împiedică să avem o oarecare relaxare în gândire cu privire la proiecte de investiții viitoare și asta reprezintă inclusiv o aducere la un nivel de performanță mai ridicată a creditului, pentru că municipiul avea un istoric, nu și-a plătit ratele o perioadă și așa mai departe și am zis, în felul acesta, noi am dovedit în ultimii ani că municipiul își plătește datoriile la zi, dar vrem să facem și niște investiții. Dați-ne răgazul, oferiți-ne posibilitatea să ajungem sub pragul de îndatorare de 30%. Așa ne-au făcut această reducere de jumătate de procent. Și vă rog și vreau să vă întreb un lucru. Dumneavoastră, știți, aveți credit, ați făcut vreodată un credit? Am făcut și l-am plătit unul după 7 minute de la... După ce l-am făcut, pentru că în momentul când au venit cu actele la semnat, n-au respectat discuția cu ofițerul de credit și au introdus o bancă foarte mare. Da. Și al doilea, am făcut un credit în franci, cred că, și l-am plătit anticipat pentru că știți ce a urmat cu francii elvețieni. Știu că am trăit și eu o experiență, așa, doar că eu n-am mai avut. Și de atunci am zis că nu mai vreau credite. Bun. Dacă ce vreau să spun? Negocierea cu o bancă o porți în momentul în care contractezi creditul.
după practic nu mai e o negociere, pentru că ești legat. Ești legat. Efectiv, nu mai e cum, să miști în front. Ești condiționat de condițiile din contract. Ceea ce am făcut acum e un lucru pe care trebuia să-l facă foștii primari în momentul în care s-au încheiat contractele. Și cu toate acestea am ajuns la un rezultat. Municipiul nu a avut absolut nimic de oferit acum. Doar a primit. Noi am cerut și am încercat să convingem cu investiții pe care le vom face. Eu am înțeles asta. Ce vreau eu să știu este ce s-a modificat în afară de acea sumă, deci de acel procent. Deci s-a redus cu jumătate de procent. Am înțeles asta, dar a crescut perioada de rambursare? Nimic. Nu, deci doar atât. Asta este singura modificare. Asta era important să știm. După ce ne-au, inițial, timp de 4-5 luni cât au avut loc aceste discuții pe ajustarea costurilor, ne-au oferit doar această reducere de jumătate de procent. Și ajungeam la un grad de îndatorare de 30,03. Și am zis, domnilor, haideți mai faceți un lucru. Uitați, am făcut toate scenariile, am făcut toate calculele. Ne mai trebuie foarte puțin ca să scădem sub pragul de îndatorare. Dați-ne jos și comisioanele pentru, măcar pentru lunile care au rămas din 2021. Că să știți că nu se poate, că nu prea putem, că am dat și așa maximul și așa am făcut o concesie cumva greu de întâlnit din partea unei bănci. Da, dar dacă tot ați făcut atâta lucru și mai suntem la atâtica, haideți că este un prag psihologic realmente acesta cu 30% și au acceptat și acest lucru, această reducere cu încă cu suntem tăierea comisioanelor. Suntem sub pragul de 30%. 29-90. Bun. Asta înseamnă ce pentru noi? Că suntem sub prag este, nu înseamnă mare lucru. Decât e o mulțumire că acum suntem sub prag, să zicem, nu ne mai îngrijorează atât de mult faptul că sunt economii de aproape 3 milioane de lei pe care le facem asta prin această... Deci, asta înțelegem, că dacă scade procentul, sunt economii. Eu mă gândeam dacă lucrul ăsta ar însemna ceva și în momentul în care, să zicem, poate vrei să iei un alt credit pentru dezvoltare. Deci oricum trebuie să facem următorul lucru. La felul în care arată bugetul municipiului Piatra Neamț astăzi, trebuie să ne uităm cu îngrijorare la felul în care la capacitatea efectivă de a susține proiectele cu fonduri europene. Pentru că avem acolo, pe de o parte, o contribuție de 2% și mai avem și o serie de cheltuieli neeligibile. În total, pe proiectele europene pe care le avem în implementare acum, în valoare de aproximativ 170 de milioane de lei, avem de acoperit o contribuție de la bugetul local de aproximativ 16 milioane de lei. Deocamdată. Care nu intră. Deocamdată. Deci la acest lucru nu ne ajută calculul pragului de îndatorare. Pentru că finanțarea prin credit a cheltuielilor care acoperă contribuția unui OAT, a unei localități, în implementarea proiectelor cu fonduri nerambursabile, nu intră în calculul gradului de îndatorare. Ne trebuie aviz de la CAIL, de la Comisia pentru Avizarea Împrumuturilor Locale, dar acest aviz nu e condiționat de gradul de îndatorare. Pentru că noi trebuie doar să justificăm că avem capacitatea bugetară de a acoperi acele credite. Și fiind vorba despre niște investiții care generează un impact pozitiv pe termen mediu și lung, e clar că nu vom avea piedici din partea ca el. Domnul primar, a venit vara, spunem așa, vorbim. Apropo de acest lucru, iertați-mă, chiar am pus pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local de săptămâna viitoare un proiect de hotărâre chiar în această direcție. O să ne uităm, să vedem, să-l comentăm, pentru a acoperi, să-l discutăm. Sigur, sigur. Da, domnul primar, tocmai am primit un mesaj că este un... avem fani în Grecia, în momentul ăsta, un domn Miltos, pe care îl salutăm de aici, așa, care urmărește cafeaua de dimineață, spunea așa cumva că, domne, și la ei sunt cam aceleași probleme, e un oraș turistic acolo, e stațiune, cam și aceleași probleme ca la Piatra Neamț. El urmărește cafeaua de dimineață, înțelege. Și la noi sunt probleme cu parcările, și la noi
vine câte un primar sau viceprimar și asfaltează o stradă și după aceea ne spune, dar vedeți că la anul băgăm apa sau băgăm canalizarea. Dom'le, dar de ce nu o faceți acum? Pentru că nu avem bani. Nu spune că sunt și alte interese de cele mai multe ori. Îl salutăm pe domnul de acolo. Știți că nu facem așa. Încercăm să schimbăm vechile practici. De exemplu, avem o situație de genul acesta pe Ion Sergento, dacă nu mă înșel. Și am stopat lucrările, tocmai pentru că vreau să ne asigurăm că punem apa întâi și după aceea punem asfaltul. Și în felul acesta se va face vara aceasta. Chiar dacă înseamnă un efort suplimentar de undeva între 300 de mii și 600 de mii de lei. Noi am anunțat că veți veni în emisiune și am primit tot felul de întrebări. Și unele dintre ele sunt, recunosc că nu m-am gândit niciodată la așa ceva. De exemplu, un domn m-a oprit chiar dimineață și mi-a zis așa. Dacă vine domnul primar, vă rog să-l întrebați. Zice, eu îmi construiesc o casă pe o stradă neasfaltată. Mi-a și zis ceva cu M, nu mai știu, pe undeva prin zona fostului depozit de armament sau ceva de genul ăsta. Și ca să-mi iau autorizațiile, eu a trebuit să scot, că așa era pe hârtie, adeverință că mi-am plătit contribuția pentru canalizare, lumină electrică și nu știu ce. Și a trebuit să mă duc să plătesc taxă și pentru canalizare, nu știu, vreo 3 milioane, pentru aia așa. Pentru avize, da. Pentru avize. Deci, dom'le, eu am plătit, că altfel nu-mi pot face casa. Dar eu nu beneficiez, sau acolo nu este nici canalizare, nici nimica. Deci, e normal să plătim lucrurile astea, că sunt niște bani care se duc. Și zice, eu dacă stau bine să mă gândesc, pentru impozite plătesc vreo 2 milioane și ceva și am plătit avizele pe lucruri care nu există acolo, mai mult decât impozitul pe care îl plătesc anual. Și mie nu mi se pare corect. Întrebați-mi pe domnul primar, îți pare corect? Deci nu se poate să plătească ceva pentru o rețea care nu există acolo. Trebuie văzut. Nu, deci eu chiar o să-l rog să-mi dea hârtiile, da. Să vedem. Sunt tot felul de asemenea situații care, mă rog, ocupă timpul. Am văzut și vreau să insistăm un pic pe cele trei regulamente. Trei regulamente. Sunt cinci regulamente. Mă rog, eu am văzut trei. Două care într-adevăr sunt... Mai am scăpări. Cu un impact foarte mare la nivel de oraș. Unul e simplu, vizează doar o procedură pe care să o urmărim pentru decontarea transportului școlar. Mai este cel cu regulamentul privind finanțările nerambursabile. Acestea sunt de interes mai mic pentru că vizează o categorie... Vă spun ceva, sunt de interes foarte mare cele cu finanțările nerambursabile, pentru că e vorba de foarte mulți bani. Nu sunt foarte mulți bani. Sunt mulți bani. 605.000 lei, credeți-mă că... 605.000 lei înseamnă 6 miliarde de lei. Știți care este schimbarea pe care o facem anul acesta? Dar va fi notabilă. E prima dată când vom avea criterii de evaluarea proiectelor. Până acum se făcea... Nu contează criteriile. Contează foarte mult. Vă spun eu că nu... Știți ce contează? Comisia. Comisia. Deci nu criteriile contează. Comisia. Și va asuma acele criterii. Pentru că dacă vor exista discrepanțe majore, mă voi uita personal. Eu nu voi băga nasul în ceea ce înseamnă finanțări nerambursabile. Dar am încredere în ceea ce înseamnă implicarea societății civile în generarea unui impact și a unor rezultate pe termen acum mediu și vreo 5-6 ani nu se înțelegeau cei din comisie cum să facă cu finanțările nerambursabile. Deci nu, vă povestesc așa, din culise. Nu se înțelegeau. Și pentru că nu se înțelegeau, au pus pe o hârtie și au spus, zice, la cultură. Punea numele consilierului. Nu vom mai avea atâtea segmente, tocmai pentru ca să generăm să stimulăm cum o competiție corectă. Și spunea așa, ăsta e al meu. Ăsta e al meu. Ăsta e al meu. Ăsta e al meu. Și am întrebat, știți proiectul pe care l-ați aprobat? Am citit despre el. Dar l-ați văzut? A, nu, l-au văzut și de la comunicare sau de unde se ocupau acolo, nu știu. Deci, degeaba avem criterii,
dacă comisia nu își va face treaba, cum să vă spun eu, cu responsabilitate, sunt totuși 6 miliarde lei vechi, da? Da. Și banii se vor duce iarăși numai pe pliante sau alte lucruri. Pentru că alea nu generează un impact măsurabil. Altul este rezultatul pe care îl așteptăm și pe care ONG-urile și organizațiile care vor căuta să acceseze acești bani vor trebui să le explice foarte clar și foarte bine. Ce vreau să spun este că vor exista două diferențe majore față de ce s-a întâmplat până anul acesta. În primul rând, o evaluare clară pe criterii, unde se oferă un punctaj, și în al doilea rând, nu vom diminua bugetele. Știți ce se întâmpla anii precedenți? Veneai cu un proiect care presupunea niște activități. Se înscriau 12 proiecte și se finanțau 10. Și se împărțeau cele 10, da. Așa. Da. Felul acesta limitezi impactul proiectelor respective. Anul acesta va fi o competiție pe bune. Și eu am încredere și în capacitatea de evaluare corectă a comisiei de evaluare formată din consilierii locali. De asemenea, este și pârghia contestării, unde sunt alți consilieri locali. Mă aștept să funcționeze foarte bine acest proces. Dar să revenim la cele trei regulamente despre care, da. La care cu siguranță vă referați și dumneavoastră, care eu zic că sunt de importanță ocuparea majoră. Domeniului public, organizare de evenimente și, al treilea, gospodărirea și curățenie. Gospodărirea și curățenie. Aș lăsa gospodărirea și curățenia deoparte acum. Cum doriți. De ce? Pentru că asta ar merita special o discuție. Sigur. Numai gospodărirea și curățenie. E foarte complex. Da. Da. Aș vrea să vorbim un pic despre ocuparea domeniului public și organizarea de evenimente. Recunosc că am mai avut curiozitatea să citesc. Sunt convins că mai aveți foarte multe subiecte legate de și de alte teme. O groază. Câte ce doriți? Vreau să vă recomand și vă sugerez, vă invit astăzi de la ora 12, când vom avea o dezbatere pe cele trei regulamente și vom avea alocat până la 2 ore pentru această dezbatere. E o dezbatere cu public. Prin urmare, cred că ar fi mai câștigat și vă invit o să participați transmiteți? Și dumneavoastră. Va fi transmisă în direct. Cel puțin eu așa le-am cerut colegilor și dacă nu este pregătit așa, poate cineva urmărește și vă garantez, se va asigura că se transmite. Dacă nu, ne spuneți și transmitem noi, nu e niciun fel de problemă. Sigur. Cu mare drag. Deci vă așteptăm de la ora 12. Ora 12. Bun. Haideți să vedem despre ocuparea domeniului public. Care este schimbarea față de prin acest regulament față de ce exista înainte? În primul rând, vor exista niște reguli pe care toți vor trebui să le respecte într-un mod unitar. Nu va mai exista fiecare cu muzica lui, fiecare cu masa lui, cu cromatica lui, cu legea lui. Va fi un ton unitar. Vom avea, de exemplu, când avem un eveniment culinar. Asta e deja organizare de evenimente. Da. Asta e deja eveniment. Așa. Deci, acum vorbim de domeniul da. Public. Dacă vreți, discutăm legate. Și evenimente. Da, avem un eveniment culinar care se poate desfășura în câteva zone din oraș. Exact. Da? Deci, Curtea Domnească, Piața Ștefan cel Mare, acolo în zona în care se închide traficul, da? Strandul Tineretului, platou Muntele Cozla. Da. Unde asta? Pe vârful Cozla. Sus acolo la da. Mizeria aia de clădire sau momentan, ce este. Momentan, da. Piața Centrală, parcarea Sălii Polivalente, parcarea Stadionului Municipal, mă rog, da. Și platforma peste Pârâul Cuiești, este vorba de acea zonă de parcări. Deasupra. Parcarea de peste Cuiești. Deci astea sunt zonele cam în care astea ar fi zonele care se pretează pentru organizarea unor evenimente. Evident, în funcție de dimensiunea evenimentului respectiv și obiectivul, tematica respectivului eveniment. Bun, am văzut că a stabilit și niște prețuri. Da. Prețurile, nu știu, eu nu-mi dau seama dacă sunt mari sau mici. După părerea mea,
par să fie destul de mari. Vă referiți la... Vom avea un preț fix, de exemplu, pentru partea de alimentație publică, 20 de lei. 100 de lei? Nu, nu, nu. Am văzut aici. Am avut mai multe întâlniri, da. Acela a fost... e documentul lăsat în consultare publică. Astăzi, în cadrul dezbaterii, vom prezenta rezultatele la care am ajuns în urma mai multor discuții pe care am avut cu reprezentanții Horeca. Eu vreau să vă spun Am pus și o capcană acolo. Pentru că, de exemplu, aceasta cu 100 de lei pe metru pătrat era o capcană. Pentru că vreau să stimulăm dezbaterea publică și consultarea reală. Nu putem să lăsăm doar primarului sau primăriei să rezolve problemele comunității. Trebuie să ne și pese, să ne interesăm și să propunem. Pentru că poate ieși un lucru mai bun și având o idee care poate completa pe cea a primarului sau a consilierului local sau putem să o schimbăm radical, venind cu una mult mai bună. Iar acel preț l-am pus special ca să atragă atenția. Știam că va fi cineva care să zică cum 100 de lei, dar nici în Singapore nu e atâta. 100 de lei pe metru pătrat pe zi înseamnă la un eveniment cum a fost cel de săptămâna trecută, da? Înseamnă o căruță de bani. Da, dacă pui doar locul unde se gătește, exact. Hai să zici că nu e o problemă. Dar ai și mesele. Și dacă pui 100 de lei pe zi, am făcut eu un calcul, oamenii ăia ar fi trebuit să plătească în jur de minim 50.000 de lei. Minim 50.000 de lei. Da, bine. Nu, se referă doar la spațiul pentru preparare. Pentru că va fi o zonă comună care aceea să fie din partea organizatorului și noi să nu o tarifăm. Iar acum am ajuns la următoarea convenție, după întâlniri cu mediul Horeca. Mai multe întâlniri, au fost mai multe consultări. Vom avea un tarif fix de 20 de lei pe metru pătrat plus un comision variabil din încasări. Ca să ne asigurăm că acea activitate este profitabilă pentru Horeca și că primăria în funcție de proporțiile evenimentului ne recuperăm și niște bani care sunt bani puși pentru menținerea spațiului respectiv. Curat. Pentru exact. Alte evenimente. Întreținere și așa mai departe. Am înțeles. Dar vorbim adesea și despre evenimente în care poate primăria investește. De exemplu, vrem să facem în luna iunie zilele orașului și anticipăm cheltuieli de în jur de 200.000 de lei pentru a aduce niște formații locale, exclusiv din Piatra Neamț, pentru a pregăti celelalte activități care mai sunt incluse în programul Zilelor Orașului. Când vor fi Zilele Orașului? 24-27 iunie. 24-27 iunie. Interesant. După emisiune o să vă fac o propunere pentru Zilele Orașului. Mulțumesc frumos! Da, e altceva. Deci. Și presupunem că această implicare financiară a primăriei va genera un trafic suplimentar și pentru comercianți, pentru cei care vor organiza diverse activități de alimentație publică acolo. Prin urmare, este justificat din partea primăriei ca atunci când vine cu o serie de bani care să aducă și mai multă mișcare, să facă evenimentul mai atractiv, să perceapă poate un comision puțin mai mare. Și am stabilit niște limite, între 10% și 25%, cu mențiunea că cei care vor oferi plata prin POS, posibilitatea de a se plăti cu cardul, să beneficieze de o reducere suplimentară din costul variabil. Am înțeles. Pentru că asta va presupune implicit șansa de a fi mai transparenți, mai corecți. Și să se fiscaliza activitatea, ceea ce nu se întâmplă întotdeauna. Se va întâmpla pentru că vom lăsa ca aceste tarife, ca includerea prețului variabil, costului variabil, să funcționeze după 1 august, până la care sperăm să pregătim mult mai bine organizarea. Deci dacă alimentația publică de la 100 de lei scade la 20, mergem pe aceiași criterii și mai departe, comerț 50 de lei pe metru pătrat și acolo. Zi.
nu mai știu tarifele. Nu, nu, dar eu zic practic, că despre asta va fi vorbim de zona astăzi. A. Da. Deci nu vorbesc de zona B. Deci am înțeles că vom avea un târg auto. Sau ar trebui să avem un târg auto. Da. Și am înțeles că prețul pe metru pătrat ar fi undeva în jur la 15 lei. Pentru un târg auto unde nu se vând mașini, deci doar se expun, prețul pare destul de pipărat. E discutabil. E cam pipărat, adică îți vine omul, îți face... De fapt, el ce face? Generează un trafic acolo, el își face reclamă, dar și generează un trafic. Și dacă cel care se ocupă de organizarea evenimentului sau primăria își organizează, știu eu, niște terase sau altceva în altă parte, s-ar putea și scoate alți bani. Adică sunt lucruri de gândit și de discutat. Domnul deci primar, în momentul de față nu este niciun tarif bătut în cuie. Tocmai despre asta este această consultare de astăzi. Am înțeles. Domnul primar, vin zilele orașului, că acum m-ați deturnat cu zilele orașului și n-am ce face. N-am vrut. Vin zilele orașului, avem 6 locații sau 7 în care sunt posibile evenimente. Eu m-am cam săturat ca de zilele orașului să avem doar evenimente într-o zonă în care oricum și eu e aglomerată, nu este propice întotdeauna pentru așa ceva. Vom folosi mai multe locații? După cum ați văzut, avem nu, în plan le avem. Șase. Deci dacă se vor folosi de zilele orașului și alte locații, în afară de cele două clasice. Despre zilele orașului am început să vorbim acum 2 săptămâni, nu mai mult. Prima ședință a fost facem sau nu facem. În momentul de față, suntem la mâna următoarei decizii. Sau decizia de a face într-adevăr zilele orașului va depinde de felul în care se vor relaxa măsurile de protecție la data de 1 iunie. Probabil ne așteptăm la asta și sperăm că așa va fi. Și acum pregătim calendarul. Cert este că am avut discuții cu reprezentanții clubului Ecvestru pentru a pregăti un eveniment Ecvestru. Vor fi și evenimente pe care le reluăm inspirați de ce s-a întâmplat în anii din urmă, dar cu siguranță vor fi și evenimente cu caracter de noutate. Acum pregătim această listă de activități. Momentan avem câteva posibile, sunt intenții, de fapt. În momentul ăsta suntem la nivel de intenții, înțeleg. Bun, nu, mă gândeam că poate vom asista la un moment dat la o activitate sus, pe platou, care să nu necesite decibel foarte mulți acolo. Poate vom asista la o activitate pe platforma aceea, poate pe o activitate la stadion, adică să fie un oraș viu în perioada zilelor orașului. Și să diversificăm activitățile și zonele în funcție de, în funcție de preferințe, de categorii de vârstă, de multe alte asemenea lucruri. Domnul primar, mai avem 10 minute. Haideți să vorbim un pic la partea asta de evenimente și e și ocuparea zonelor publice. M-am uitat ce trebuie să facă un om care vrea să vândă stradal în Piatra Neamț. Și am văzut un purcoi de documente pe care trebuie să le care cu necesare. Care trebuie să vii. Da. Nu există o soluție ca aceste lucruri să se facă, cum să spun, centralizat. Mai ușor pentru cel care vine. Am văzut că îi se cere la un moment dat machetă fizică și digitală a zonei. Asta este chiar ușor de realizat. O face organizatorul de evenimente, împărțim machetă zona, facem fizică. La curtea... Cum? Machetă fizică? Asta cu fizică... Păi scrie digital și fizic, nu digital slash fizic. Hârtie înseamnă fizic. Machetă da? Nu înseamnă să... hârtie. Poate schiță. O schiță, da. Sunt convins că la schiță se referă. Mi s-ar părea... Deci, da, de asta am spus, adică mi se pare aberant. Complicare a unui lucru care poate fi cât se poate de simplu. Și eu sunt pentru simplificare. Nu, e sigur o schiță simplă. Mă gândeam că s-ar putea... Desenată și cu creionul, poate. Mă gândeam că poate cineva care a obținut o franșiză își deschide o terasă pe care scrie Formula 1.
Obținut, sunt da. Și hoteluri Formula 1, din câte știu. Și obținut, și acolo este obligat să folosească niște elemente vizuale care țin de Formula 1 și care au 8 culori pe ele, sau 6 culori. Va putea funcționa la Piatra Neamț? Pentru că am văzut că aici mi se cer tonuri de gri. Sincer, m-am săturat de gri. Dar nu pastelate, culori pastelate, aici nu gri. Se griuri explică. În sensul acesta, de a veni cu nuanțe care să nu fie foarte stridente. Am înțeles. Nu exagerăm, chiar nu, adică, mergem pe cenușiu, că deja deja m-am săturat. De, nu, dar da. Am văzut aici. Puțin cam cenușiu în jurul nostru. Deci și... totul e cenușiu, parcă aș vrea și eu niște culori mai vii. Nu, ceea ce vom evita sunt culorile stridente. De asemenea, nu vă ascund că discutăm la nivel de urbanism și împreună cu domnul arhitect șef despre un manual de brand la nivel de oraș. Să nu mai avem atâtea culori țipătoare pe un bulevard. Asta este o chestie de viitor. Și regulamentele acestea ne-au luat 6 luni. Credeți-mă că e o muncă acolo să stai, să analizezi, să vezi legi, că trebuie să respecti mai multe norme acolo. Nu e doar că vrem să facem noi ceva diferit. Dar în același timp trebuie să gândim și către ce gen de evenimente vrem să tindem. Și tindem către evenimente care să fie puțin mai rafinate. Nu vine fiecare și bagă maneaua la maxim, după bunul plac. Va trebui să existe niște... O aducem pe Loredana Groza cu maneliștii ei și... Eu am spus ceva mai devreme, poate mă credeți. Cert este cred, că vom merge cu anumite... N-am motive cu maneaua. Vrem să ducem genul de evenimente, genul acesta de evenimente organizate în spațiu public către ceva care să inspire calitate și un anumit gust de, și nivel de rafinament. Bun. Acum... Pentru că chiar aveam multe de discutat, dar mai sunt 5-6 minute, știu că trebuie să plecați. Haideți să vedem un pic la regimul ăsta de ocupare a domeniului public. La un moment dat apar niște, să le spunem, contravenții, da? Pentru cei care nu mențin curățenia, nu neapărat la terasele astea. Aici da. Vorbim și de clădiri și de alte lucruri. Da. Și sunt niște contravenții. Eu sunt de acord că trebuie să existe așa ceva, dar vă întreb, avem firme ale municipalității. Municipalitatea ea are clădiri care nu întotdeauna respect. Știți că vom respecta regulamentul acesta. Chiar dacă vom începe prin a da niște exemple cu... exemple nefericite din curtea proprie. Asta vreau să vă spun. Nu credeți că aceste regulamente, în momentul în care sunt ocupate, nu trebuie să aplice doar terților, ci și absolut. Celui care... Pentru că... Nu va exista excepție acolo, că îl știe cineva pe primar sau pe viceprimar sau pe așa, sau că e o firmă care aparține primăriei. Nu vor exista excepții. Eu am poate prezentat... În urma consultărilor de astăzi, poate vom fixa un termen, o perioadă de grație. Perioada de grație în care venim absolut cu, necesară. Să zicem, avertismente, cu recomandări și să nu dăm neapărat amenzi. Deci este singura concesie pe care o pot face. Să dăm 6 luni, perioadă în care să se pună în ordine în privința aspectului următoarele lucruri. Citesc aici, să nu aducă prejudicii zonelor verzi și mediului înconjurător. Și vin la dumneavoastră și vă spun, în Mesagerul de joi, am publicat moștenirea Chitic. Sau să nu faci ce face primăria Piatra Neamț. Cu acele elemente de fitness stradal, care sunt puse pe niște plăci de beton, instalate în spații verzi. Ok. Că le-au pus pe plăci de beton... Foarte bine. Că nu s-a obținut autorizație după ce s-a dat certificat de urbanism de către primărie, așteptăm să vedem pe cine amendează primăria. Știți? Dar că nu, nu s-au pus tartan pe ele. Deci eu, cei care au acceptat să facă lucrul ăsta, în momentul ăsta, le-aș spune așa. Bă, băieți, pașii pusi.
Pentru că avem un an jumătate de când ele sunt pericole da. Publice. Știu. Și sunt două luni de când am vorbit cu mai mulți colegi în primărie. Este musai să punem tartan pe toate aceste betoane care sunt în jurul locului. Eu nu înțeleg cum n-a sărit pe dumneavoastră protecția consumatorilor. Înainte nu sărea pe domnul Chitic. Acum dumneavoastră trageți ponoase. E treaba dumneavoastră că trageți ponoasele. O să rezolvăm. Nu vine nimeni cu niște măsuri absurde. Tot timpul am... Și chiar vreau să corectez astfel de lucruri. Doamne ferește! Sunt în dialog Doamne permanent ferește. Cu conducerea Agenției pentru Protecția Mediului. Tocmai pentru că suntem conștienți de anumite lucruri care nu s-au făcut cum trebuie în trecut și vrem să corectăm. Inclusiv sus pe Cozla. Vrem să aducem investitori care să continue acea clădire neterminată acolo, care este o... Na, evident că strică tot. E de toată tot. Jena. Strică, e de toată jena. Da. Acum, ia Perlei sau ia primăriei? Parcă cea de sus ia... proprietate mixtă. Partea cu stația de sosire a telegondolei aparține Perla. Perla, clădirea... Restul... Acolo tot a fost mixt, să știți, dumneavoastră, mixt. Era așa. Cum s-a împărțit clădirea aia când funcționa? Și că etajul 1 este a domnului, unul dintre viceprimari. Etajul celălalt este al lui ăla. Etajul celălalt este al lui ăla. Și s-a folosit... chirie? Zice, da, facem compensări, ce chirie? Deci, cam așa au funcționat lucrurile. De asta vă spun, dacă primăria dă primul semnal că ea respectă regulamentele urbane, absolut. După aceea putem discuta și despre restul. Cam așa îmi place să cred că am funcționat întotdeauna. De exemplu, am solicitat să se lucreze noaptea pe orice, oricât de complexe sunt lucrările de intervenție, la drumuri și așa mai departe. Mi s-a zis în permanență că nu se poate, că trebuie să respectăm un anumit nivel de zgomot, că o să perturbăm somnul multor oameni și o să fie foarte agitați și recalcitranți și așa. Însă nu-i nimic. O să găsim momentul potrivit când să începem asta. Când s-au făcut lucrările de reparație, în zona unde locuiesc eu, atunci au început și lucrările nocturne. Hai să trăiesc pe propria în piele ce se întâmplă. Și a doua zi dimineața, chiar dacă în noaptea aceea, cred că am pierdut vreo 4-5 ore de somn, cu freza aia bătându-ți lângă casă, nu prea ai cum să dormi. Dar a doua zi chiar am avut, în ciuda unei oboseli puțin sporite, am avut satisfacția că s-a făcut o lucrare foarte bună. Fără ca cineva să fi suferit, altcineva decât mine și vecinii mei, care probabil n-au fost prea fericiți că locuiesc lângă primar, dar sunt convins că le-a trecut supărarea. Bănuiesc că aveți un frigider suficient de mare acasă. Deci nu e o problemă. Da, așa e. Mi-am asumat faptul că primarul este cel mai înjurat om din oraș și mai ales la cum arată astăzi orașul, sunt conștient că m-am mai durat o perioadă. Dar eu vin din vânzări. Și am avut foarte multe lecții în domeniul privat, în perioada în care am lucrat în vânzări. Timp de 6 luni am muncit cu un stoicism de care nu mă credeam capabil. N-am vândut absolut, lucram în vânzări auto și n-am vândut absolut nicio mașină. Dar după 6 luni, vânzările curgeau și fără să muncesc. Le dădeam și colegilor mei ca să-și facă targetele. Tocmai ca să... pentru că am fost un om deci de echipă înțeles, după 6 luni vă trag... Problema este că în administrație rezultatele apar și mai greu. Dar muncesc zi de zi cu maximă responsabilitate și vă mai spun un adevăr, pentru că nu am venit aici nici ca să vă vorbesc cu falsă modestie și nici ca să exagerez. Dar eu astăzi fac și muncă de viceprimari, pentru că până pe 27, s-ar putea Doamne pe 27 ajută. Să... Am mare încredere în această dată și eu. Dar mai fac și munca primarilor și viceprimarilor din urmă. Pare rău. Iar asta este o Iar mare eu vă ajut, realitate. Pe cât pot, vă ajut să faceți munca primarilor și viceprimarilor din urmă. Adică dau de lucru. Da, știu și simt și asta, dar e perfect îndreptățit primar, ce cereți. Domnul da. Primar, trebuie să ne oprim aici, că aveți de ajuns într-un loc. Îmi pare rău că
mai au dar mai vin. Că... Așa, eu vă propun ceva. Dacă timpul și nu aveți o ședință, vinerea viitoare, haideți să discutăm pe curățenia nu orașului. Nu voi putea veni vinerea viitoare. Atunci găsiți o zi. Dar voi veni și luați-l pe peste domnul, două săptămâni, nu am nimic. Luați-l și pe domnul director de la Salubritas și pe cel care răspunde de sectorul acesta din primărie și să facem o dezbatere în trei și poate intervenind și telespectatorii, pun un număr de telefon, să vorbim despre curățenia orașului la modul acela direct și fără ascunzișuri. Adică noi o să facem și niște filmulețe ca să putem prezenta lucrurile și să vedem unde este frâna ca orașul să arate bine. Poate vorbim și despre nivelul de colectare a gunoiului stradal, cel care îl ia Salubritasul, și modul în care se face, modul în care mașinile de gunoi, celelalte, la Bratner, cred, își fac treaba și în ce, între ce ore își fac treaba. Să știți că chiar sunt mereu, mereu în contact cu conducerea Salubritas și Brandner și de multe ori ridică suplimentar față de deci eu nu spun că nu-și fac treaba. Rețineți, eu nu spun că nu-și fac treaba. Eu vreau să înțelegem cum funcționează acest sistem. Și lucrurile astea trebuie discutate și v-am spus, de ce Piatra Neamț se spune că a fost un oraș curat și nu este un oraș curat? Se greșește, se exagerează. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune și stabilim pentru întâlnirea asta. Peste două săptămâni revin. Aceasta a fost emisiunea de astăzi, oameni buni. Vă mulțumesc pentru răbdare, atenție și să sperăm că rezultatele din administrație vor veni cât mai repede și pe cât se poate să le și simțim în bine, nu în rău. Cele bune! Sănătate tuturor!